În anii 2004-2005, România se pregătea de accesul la Uniunea Europeană, sens în care avea acces la alte linii de finanțare în vederea rezolvării problemelor de alimentare cu apă și canalizare. The Romanian government decided that encouraging big utilities to support small municipalities would be the best way forward, and tied access to European Union funding to an aggregation reform. Romania's aggregation was top-down and enforced by the central government. The purpose was to improve performance, environment standards, and efficiency. The scope was comprehensive, covering both water and wastewater through production, distribution, collection, and treatment. În zona rurală, lucrurile erau foarte proaste, pot să spun lucrul ăsta. Pentru că erau foarte multe localități unde nu exista apă deloc. In 2008, Raja Constanta was providing water services to approximately 500,000 inhabitants in 62 localities. Following aggregation, this grew to 750,000 people from 152 localities. Procesul de regionalizare a fost văzut ca o oportunitate de creștere a ariei de deservire a companiei, o posibilitate de a atrage noi fonduri pentru modernizarea atât a companiei cât și a infrastructurii de apă și canalizare. Acesta este parteneriatul pe care administrația publică locală Cumpăna, prin hotărâre de Consiliul Local, a delegat acest serviciu de alimentare cu apă și canalizare operatorul regional Raja Constanta. Initially, aggregation was perceived as a top-down takeover of water services, and some localities were opposed to the design and especially the tariff increases. The lesson here is that it is vitally important to align local and national interests so that reform works. Procesul a fost unul destul de complex și a avut un moment critic la început, care a constat în înființarea prin transformarea fostei regii APA într-o societate comercială pe acțiuni. Ulterior, procesul de regionalizare a decurs cumva lin. It was important to have respected local leaders who supported the water reforms. You had a very strong general director that was pushing through this process and really engaging a lot with local stakeholders and mayors, and that was very important, that dialogue process. La început a fost mai greu. A trebuit să mergem din poartă în poartă, să avem întâlniri, să le explicăm la oameni, să le vorbim de prețuri, să le vorbim de tarife, să le vorbim și de canalizare, să le vorbim și de situație de epurare, să le explicăm ceea ce înseamnă. So the improvements in service quality and managerial efficiency was quite striking across the board. In particular, for low performing utilities, the effect was much stronger in terms of improvements in performance. Initially, transaction costs dragged down Raja Constanta's profitability because they absorbed all employees from the former operators and committed not to fire anyone for 2 years. Bineînțeles că le-am și spus că după 2 ani de zile vom face o restructurare și vom face, bineînțeles, vom selecta funcție de nevoia noastră și, bineînțeles, de pregătirea fiecărui angajat. Am încredere în această companie și dacă vă uitați și în istoricul ei, această companie a progresat foarte mult și în servicii. Să le dai la oameni opțiunea să aleagă ei, a optat spre dezvoltare. Rezultatul regionalizării în general este bun. Unde sunt mulți, puterea crește. Exact, această zicală se potrivește și pentru această asociație. Apa este viața.